Din punctul meu de vedere, este un moment istoric pentru noi, în primul rând, pentru Forța Dreptei, pentru că de la înființare, astăzi lansăm primii candidați, din care fac și o parte. Sunt foarte încântat, sunt bucuros că am această oportunitate să candidez și am dorința de a-i mulțumi domnului deputat și domnului președinte, care mă susțin cu adevărat în planurile pe care mi le-am construit legate de candidatura mea la primărie. Mulțumesc colegilor din birou, colegii cu care vom candida în Consiliul Local. Așa cum ați văzut, sloganul nostru de campanie este viziune și inovație. Este ceea ce mă reprezintă pe mine cu adevărat ca om. Este ceea ce am demonstrat până acum. Este ceea ce cred că pot face și pentru orașul acesta. Aș vrea să cred că argeșenii vor asculta toate promisiunile din campania aceasta. Și de la mine, și de la ceilalți colegi, de la celelalte partide. Și că vor cântări foarte bine și că vor ieși la vot în număr mare, pentru că puterea e în mâna lor. Și în momentul în care vorbești în cunoștință de cauză și votezi în cunoștință de cauză, cred că avem șanse mari nu să schimbăm ceva, ci să mergem într-o zonă în care se poate face treabă. Pentru că orașul acesta are o grămadă de probleme. Și nu mă refer la câini sau la pampere. Pentru că aceste lucruri ar trebui rezolvate în prima săptămână de mandat. Nici măcar nu pot fi considerate probleme reale. Problemele reale sunt legate de sănătate, pentru că, din păcate, sistemul de sănătate din Curtea de Argeș lasă de dorit. Nu avem medici specialiști, nu avem o perspectivă în orașul ăsta. Dacă ne îmbolnăvim, dacă pățim ceva, oricare dintre noi nu poate să rămână aici. Va trebui să plece la Pitești, la București, ca să fie tratat. Și cred că primele puncte importante, peinul orașului nostru, este sănătatea. După care, cred că ar trebui să ne orientăm foarte mult către turism. Pentru că turismul ne poate aduce prosperitate în oraș. Și turismul poate crește nivelul de trai al argeșenilor foarte rapid. Într-un timp foarte scurt. Mai ales că autostrada bate la ușă. În momentul în care autostrada va fi gata, vom vedea o creștere a turiștilor în Curtea de Argeș. Dar de la 4 ore de turism, cât avem noi acum, atât cheltuie un turist în Curtea de Argeș. 4 ore. Merge la mănăstire, mănâncă ceva, poate vizitează și biserica domnească, se urcă mașină și merge într-un alt loc pentru cazare. Eu cred că pe asta trebuie să punctăm foarte tare, să marjăm. Și am o mulțime de planuri. Vreau să vorbesc despre ele în zilele următoare, în săptămânile următoare, în toată campania. Am să vă povestesc elaborat și dezvoltat despre planurile pe care le-am pentru orașul acesta. Acum aș vrea să închei discursul meu și să vă prezint și un candidat la Consiliul Local, colegul meu, domnul Leca. Mulțumesc.